La stadionul Eugen Popescu din municipiul Târgoviște. Cred că astăzi marcăm un moment istoric pentru ceea ce înseamnă fotbalul târgoviștean, fotbalul dâmbovițean. Pentru prima dată în istoria acestui stadion, iată că debutează un proiect de reconstrucție a arenei, aceste arene sportive, cele mai importante arene de fotbal din municipiul Târgoviște și din județul Dâmbovița. Practic, astăzi dăm startul lucrărilor care vor transforma total stadionul Eugen Popescu. Din ceea ce vedeți în acest moment, nu va mai rămâne decât o parte din actuala tribună întâi, dar și aceasta urmează să fie reabilitată, oricum va rămâne în picioare. În rest, toată tribuna a doua, în momentul de față, care este tribuna a doua în momentul de față, va fi dărâmată. Urmează să fie construită o tribună nouă, de la zero, o tribună care va asigura toate condițiile necesare pentru presă, pentru spectatori, pentru oficiali, arbitri și așa mai departe. O tribună de natură să facă din stadionul Eugen Popescu o arenă cochetă, o arenă aproape în totalitate nouă, în condițiile în care și tribuna a doua va fi reabilitată. Practic nu mai rămâne decât acel schelet care există în momentul de față, scaunele vor fi schimbate, va fi refăcută fațada tribunelor, accesul va fi refăcut, gazonul va fi refăcut, va fi instalație de nocturnă, va fi monitorizare video pe toată suprafața stadionului. Un stadion care eu sper să fie gata în 10 luni și să putem disputa câteva meciuri din finalul returului de campionat aici, la Târgoviște. Noi vom face toate eforturile pentru a atinge acest deziderat. O să vă transmitem și câteva randări din ceea ce înseamnă din proiectul tehnic, așa cum va arăta stadionul. Este, repet, o intervenție majoră, substanțială. Nu va mai fi nimic care să semene cu ce avem în momentul de față la acest stadion. Un stadion care a fost martorul multor victorii importante ale echipelor târgoviștene. Sigur, au fost și momente bune, au fost și momente mai puțin bune, dar asta este istoria. Și în momentul de față spun cu toată responsabilitatea că dăm o pagină în istoria fotbalului târgoviștean. Am făcut eforturi deosebite să putem găsi finanțare și să putem să, iată, să devansăm termenul de luna septembrie, când ne propusesem inițial, iată, la începutul lunii iulie. Reconstrucția se face în două etape. Prima dată avem, iată, această etapă care debutează astăzi, este vorba de demolare. După aceea urmează să se lucreze la reconstrucție, fundații și așa mai departe. Eu sper că în această toamnă să putem să avem o imagine destul de, cum să spun, de clară, așa cum față de cum va arăta nou stadion. Că până la urmă este vorba de un stadion nou. Un stadion care, sunt convins, va constitui templul fotbalului târgoviștean. Un stadion care va face din municipiul Târgoviște un oraș cu infrastructură sportivă deosebită și un stadion care va aparține acestui oraș și acestei comunități încă zeci și zeci de ani de acum înainte, fără a fi nevoiți să se mai facă intervenții de substanță. Da. Este, repet, un moment foarte important. Dincolo de exercițiile de imagine și de demagogie politică, ipocrizie și așa mai departe, pe care le fac alții,
noi arătăm în concret cum se reconstruiește la Târgoviște stadionul Eugen Popescu. Dacă sunt întrebări, vă stau la... Valoarea investiției undeva între 5 și 6 milioane de euro. Bugetul local, sursă de finanțare atrasă, rambursabilă, cu precizarea că în ceea ce înseamnă vârful serviciului datoriei publice la nivelul municipiului Târgoviște, cu toate creditele pe care le vom avea în derulare și trăgând toate tranșele la termenele stabilite, nu vom depăși jumătate din plafonul care ne este permis prin lege. Adică vom fi undeva la 14% maxim în următorii ani, în condițiile în care probabil că este, în momentul de față avem unul dintre cele mai mici plafoane din România, 3-4% undeva aici, și cred că este important să găsim soluții pe lângă ceea ce înseamnă proiectele cu finanțare nerambursabilă, la care lucrăm și nu sunt puține acum, nu o să reiau acum enumerarea lor. Vreau numai să spun că am trecut în faza de precontractare la încă două proiecte cu finanțare europeană. Este vorba de skate parkul de aici, de lângă parcul Pindia, și parcul de la Umegară. S-a făcut vizita în teren, am intrat în etapa precontractuală, urmează să semnăm și aceste contracte. Prin urmare, în afară de școli, în afară de grădinițe, în afară de creșe, în afară de drumuri, dar ce mai lucrăm noi în momentul de față, iată că avem lucrări importante și pe infrastructura sportivă, dar și pe ceea ce înseamnă extinderea spațiilor verzi în municipiul Târgoviște, în sensul că se construiește un parc nou, cel de la Umegară, după foarte, foarte mult timp în Târgoviște. Și mai avem încă un proiect important de complexul turistic de natație, așa numita investiție pe zona de reconversie a zonei de acolo, care va intra și aceasta în etapa de precontractare foarte, foarte curând, și sperăm că și acolo să putem să începem lucrările. De altfel, noi avem în derulare licitațiile de execuție și vom putea să începem lucrările foarte, foarte repede. În următoarele două săptămâni va intra în reabilitare, cel mult două săptămâni, piața Tricolorului. Avem atribuit contractul de execuție de lucrări și acolo. Și avem în lucru piața Revoluției și parcul Mitropoliei. Toate vor începe probabil în primăvara anului viitor. Eu cred că sunt elemente importante de natură să demonstreze faptul că în momentul de față în Târgoviște chiar se lucrează pe toate palierele. Aș mai adăuga aici și faptul că legat de parcul de la Omegar, probabil se va construi în paralel cu mall-ul, la care se lucrează acum foarte, foarte intens, și zona respectivă va fi o zonă complet schimbată și atractivă pentru toată lumea. Acum, cum să spun, dau din casă, cum se spune, am fost sâmbătă sau duminică la mall, la Ploiești, și chiar m-am uitat să văd cam câte mașini de Dâmbovița sunt la mall la Ploiești. Și vreau să spun că era una și una. Una de Dâmbovița, una de Prahova, la un moment dat. Da, mai era și câte una de Buzău rătăcită pe acolo. Da, mașini de Dâmbovița erau foarte, foarte multe. Așa că, dincolo de... Am făcut așa o mică paranteză. Dincolo de chestiunea aceasta, cred că o investiție privată, 50 de milioane de euro, cel puțin, care este mai mult decât binevenită în municipiul Târgoviște. Vă mulțumesc, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ce ne puteți spune despre centura? În iulie se deschid ofertă. Adică luna aceasta. S-a împărțit în 5 loturi. Sperăm să avem, și sunt convins că vom avea mai mulți constructori, să nu mai depindem de un irresponsabil care să-și poate centura. Proiectul Consiliului Județean. Care proiect al Consiliului Județean? Cel care l-a depus la... Ne judecăm. Suntem în instanță. După cum știți, s-a admis contestația. După aceea au venit cu o nouă adresă prin care ne cereau anumite clarificări. N-am fost de acord. Suntem în instanță. Vom vedea ce se întâmplă. Dar indiferent de finanțarea europeană, centura merge înainte pe... Știți bine că la acea finanțare
nerambursabil. Dacă vine finanțarea rambursabil, dacă vine finanțarea europeană, disponibilizăm suma de acolo și o ducem către alte, către alte zone. Oricum avem nevoie de bani, avem foarte multe lucrări. Am reușit să demarăm 80% din proiectele pe care, pe care le-am propus, restul de 20%, nu din vina noastră, ci pentru că n-am semnat contracte de finanțare. Încă o veste bună, spun eu, suntem aproape de finalizare la licitația pentru mijloace de transport comun, cu autobuze noi, hibrid, 28, în primă fază, și aștept finalizarea licitației și o să vă spun și cine este cel care ne va furniza aceste autobuze. Nu e nici turc, nu e nici chinez, nu e nici de până Europa. E polonez. Ia uite cam, cam câtă, cam câtă solid era. Cașcaval.